Laudă cu realizări. Sunt mulți oameni care se laudă cu ce au făcut ei. Dar eu am un alt steag cu care să văd în lume. Și cred că și tu ai același steag. Pe steagul ăsta spune din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Amin? Slavă Domnului! Sunt foarte provocat în dimineața asta pentru că ascultând și mărturia și a tinerilor și a fraților aici, mi-am dat seama că Dumnezeu e un Dumnezeu foarte bun cu noi. Deja eu, pentru mine a trecut de la nivelul de mână foarte bun. Dumnezeu mi-a făcut mult bine, spune David. Mult bine. Ți-a făcut Domnul mult bine? Amin. Și oamenii îți pot face bine. Dumnezeu îți face foarte bine. Pentru că gândurile Lui sunt bune. Să-ți dea întotdeauna în viitor și o nădejde. Dar aș vrea să vorbesc în dimineața asta un pic despre câteva responsabilități care le avem noi. Pentru că, vedeți, sunt mai multe râuri, așa, în biserica creștină. Unul care spune că trebuie să te dezvolți personal și e tot în puterea ta și trebuie să faci ce ține de tine. Altă parte spune, totul face Dumnezeu, tu doar trebuie să aștepți, tu doar trebuie să dormi, tu doar trebuie să stai. Și e o confuzie, este acolo ceva care trebuie ca să fie rezolvat. Pentru că pentru mine, mie nu mi-a plăcut matematica, dar am văzut că în muzică o ecuație nerezolvată mă deranjează, face disonanță. Și așa este și în viața de zi cu zi. Noi suntem chemați și prima noastră chemare de copii de Dumnezeu este să fim sfinți. Amin. Asta e voia lui Dumnezeu. Cea mai mare chemare a noastră nu e să o auzim de la proroc. Cea mai mare chemare a noastră nu e să, știu eu, să ne îmbrăcăm într-un anume fel sau altul. Cea mai mare chemare a noastră e să fim sfinți. Pentru că dacă suntem sfinți, ne vom îmbrăca decent. Dacă suntem sfinți cu inima curată, vom auzi de la Domnul. Dacă suntem sfinți și curați, Dumnezeu va fi lângă noi. Pentru că El a promis că cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Crezi asta? Amin. Slavă Domnului! Și aș vrea ca să vorbesc astăzi despre subiectul împreună lucrător cu Dumnezeu. Împreună. Spuneți cuvântul împreună. Împreună. Era o vorbă pe care Charles Spurgeon o spunea, el a preluat-o de la Augustin și aș vrea să spun înainte de mesajul ăsta, spunea așa că Dumnezeu nu vrea fără noi și noi nu putem fără El. Haideți să spunem împreună. Dumnezeu nu vrea fără noi și noi nu putem fără El. E total adevărat. El nu vrea, dar poate fără noi. Să nu vrea. Pentru că Biblia spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. De multe ori m-am zbătut de când m-am întors în urmă cu aproape 30 de ani la Hristos. M-am zbătut în axioma asta, în schizofrenia asta. Mă, fac eu, face Domnul. Care e partea mea? Care e partea Domnului? Și sunt foarte mulți oameni care nu-și asumă responsabilitatea pentru viață. Știu foarte mulți părinți care eu am auzit cu urechile mele pocăiți care zic Domnul îmi crește copiii. Eu nu trebuie să fac prea multe decât să merg la lucru să pun pâine pe masă. Domnul îți crește copiii, dar Domnul ți-a dat ție să crești. Biblia spune clar, învață pe copil calea. Deci nu poți să-i arunci Domnului responsabil. Domnul să mă pocăiască, frate Sani. Domnul nu te pocăiește. Domnul să mă smerească, frate. Nu, Domnul nu te smerește. Domnul spune, smeriți-vă sub mâna cea tare. Că dacă ajungi să te smerească, Domnul, e greu. Mai bine să ne smerim. Noi suntem chemați. Deci vedeți că Dumnezeu are niște responsabilități. Noi avem niște responsabilități. În viața lui Iosif, Iosif a avut o singură responsabilitate, să se țină tare de Domnul. În tot procesul prin care Iosif a trecut, prin toate gropile prin care a trecut el, atunci când a fost aruncat în groapa singurătății, mai târziu în groapa ispitei în casa lui Potifar, apoi în groapa închisorii, apoi în groapa înălțării, apoi în groapa testului dat la iertare față de frații lui, Iosif s-a ținut tare de Dumnezeu. Pentru că el mărturisește, la un moment dat, cum aș putea să păcătuiesc eu înaintea lui Dumnezeu? Deci treaba noastră e să ne ținem pe cale curați. Dumnezeu își face partea Lui. Aș vrea ca să ne apropiem de Scriptură și să vedem, am în dimineața asta câteva lucruri trasate, 6, nu sunt multe, dar îmi plac foarte mult și am vrut să le împărtășesc cu voi. 1 Corinteni 3:9, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Haideți să o spunem împreună. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Vreau să ții minte mesajul ăsta împreună. Dumnezeu nu vrea fără tine și tu nu poți fără El. Care este una din lucrurile concrete care cer implicarea noastră și în care suntem împreună lucrători cu Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu ne cheamă să ne păstrăm credința pe cale. Crezi asta? Amin. Evrei 10:38 spune și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dăm apoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Iată că este responsabilitatea ta și a mea
să păstrăm bateria credinței noastre plină și tu ai putea să-mi spui, frate Sani, omule, de unde credință că simt câteodată că nu mai am? Dacă n-ai credință, vestea bună e că această credință dumnezească vine. Dar cum vine? Prin auzirea cuvântului, Roman 10 cu 17, și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința nu vine dacă te uiți la știri. Nu vine dacă stai pe Facebook toată ziua sau acum este, acum îmi spunea o soră, zice, frate, roagă-te să mă elibereze, Domnul, că eu și cu grupul de surori suntem independente de telenovele. Fraților, e o realitate. Surorilor, e o realitate. Sunt multe văduve în biserică, nu sunt căutate, nu nimeni nu le încurajează și atunci caută și ele o alinare. Și au găsit telenovelele. Doamne, izbăvește-ne! Amin. Izbăvește-ne! Amin. Credința nu vine de la uitat în telenovele, pe știri. Dacă te uiți pe știri, mă, crede-mă, ți se topește credința. Dar Biblia spune, credința vine prin auzirea cuvântului lui Hristos. De asta, dacă n-ai credință, modul în care poți să crești bateria zilnic este să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să-l citești, să meditezi, să-l pui aici în cutiuța, în laboratorul minții tale, pentru că spun, dacă tu nu pui ceva aici sus în mintea ta, diavolul va aduce ceva care să-ți învârtă mintea toată ziua ca Samson la roata filistenilor. De asta noi suntem chemați ca mintea noastră să fie mereu înnoită. Amin? Amin. Așa, înnoită și bateria noastră încărcată. Nu are sens să mergi cu bateria goală. Eu am mers mulți ani trist la biserică. Cât primii 2-3 ani am mers trist. Și Domnul mi-a spus, de ce mergi trist pe cale? De ce mergi fără credință pe cale? Doamne, nu știu de unde se iau credință. Înainte știam, când eram în lume, știam cum să fac lucrurile. În împărăția ta nu știu și Domnul mi-a zis, am o veste bună pentru tine, credința vine. Ce fain că această credință nu pleacă, ea vine. Dar cum? Prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci prima responsabilitate ca să fim împreună lucrători cu Dumnezeu este să rămânem tari. În credință pe cale. Amin? Amin? Credință pe cale. E nevoie de asta pentru că în vremurile din urmă va fi o bătălie pentru mărturia și credința noastră. O să vedeți stânga-dreapta foarte mulți oameni cad. S-aude de la și e descurajant. De asta noi trebuie și mai tare să ne ținem de Domnul și să nu ne mirăm că i-au căzut, ci să ne mirăm că noi suntem încă în picioare. Amin? Amin. Asta e minunea. Deci, prima responsabilitate ca să fii împreună lucrător cu Dumnezeu, ca Iosif, este să-ți păstrezi bateria credinței plină prin cuvânt. Dumnezeu nu o să vină la tine și o să citească Scripturile că tu ești lene și nu pui mâna pe Biblie. Dă-mi voie să fiu sincer cu tine. Când m-am întors la Dumnezeu, un păstor a îndrăznit așa, ăsta nu era frică de oamenii din anturaje și golan și a venit la mine, mi-a pus un Nou Testament în mână și zice, Sani Trancă, dacă nu citești ăsta, dracu te ia. Și avea dreptate. Pentru că dacă nu citim ăsta, diavolul vine și ne pune în minte alte povești și alte scenarii. Diavolul a lovit lumea cu panică, cu frică, cu deznădejde. Acum e război, vine criză, vine recesiune. Știi ce? Copiii lui Dumnezeu o să aibă. Aleluia. Pentru că dacă ei trăiesc prin credință, îl onorează pe Dumnezeu. Credința îl onorează pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu spune tot în Evrei, răsplătește pe cei care îl caută. Amin? Amin. Deci credința asta are mari beneficii. Una, că te încarcă pe tine. Cuvântul lui Dumnezeu îți umple bateria credinței. Doi, Dumnezeu răsplătește pe cel care crede că El este. Și poate să facă tot ce a promis. Domnul să ne binecuvânteze, să rămânem cu credință pe cale. Spune-i vecinului repede, rămâi cu credință pe cale. Vrei spus? Rămâi cu credință pe cale. A doua noastră responsabilitate, ca și copii de Dumnezeu, este să fim curați în vorbire. Wow! Știu că e la modă cronica, nu știu care, glume, bancuri, personal, eu nu sunt foarte, cum să spun, nu sunt foarte încântat. Când vine cineva la mine, rar ascult un banc sau o glumă, foarte rar. De obicei îi întreb dacă mă zidește, pentru că vreau să am o gură curată. Eu am văzut la Iov atunci când a pierdut totul, Biblia spune că el s-a aruncat cu fața la pământ și zice că n-a păcătuit deloc cu buzele. Gândește-te de ce înseamnă să ai 10 înmormântări într-o zi. Eu nu știu cum a făcut omul ăsta față. Ce înseamnă ca să ți se spune, mă, business-ul tău e finish, e caput, e terminat. Copiii ți-s morți, business-ul e gata, caprele-s gata, oile-s gata, cămilele-s terminate, hambarele-s distruse, nu mai ai nimic. Și vine înțeleapta lui soție la el și spune, măi, leastă-mă pe Dumnezeu și mor, mă. Nu vezi că Dumnezeu te-a părăsit? Și așa câteodată vine lumea și vorbește, băi, te-ai rugat degeaba, nu vezi că Domnul nu lucră? Te-ai rugat degeaba, mă. Nu mai are rost să ai nădejde.
Îmi zicea cineva sănică, îl iubesc pe Domnul, cred în Domnul, m-a rugat o lună, nu mi-a răspuns, am trecut la telefon, știi, că eu aveam combinații și înainte. Păi dacă atât te-a dus credința ta o lună de zile, nu știu ce credință a fost asta. Dar eu te vreau să te provoc, pentru că Filipeni 2:12 spune, astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, amin, amin. Doamne, totdeauna să fim, amin. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. E important, scuze, am citit versetul greșit, 2:14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, fără cârtiri și fără șovăieli, și fiți fără prihană și curați copiii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. O, oh, ce-mi place! În care străluciți ca niște lumini în lume, deci curați la vorbire. Deci fiți curați la vorbire. Eu cred că Dumnezeu în era asta, pe noi ca și copiii de Dumnezeu, ne cheamă să avem o vorbire curată. Amin. Necontaminată. Și singurul mod în care putem să avem o vorbire curată e să vorbim ce spune Domnul. Amin. De câte ori ne îndepărtăm de Scriptură, de câte ori ne îndepărtăm de cuvântul curat al lui Dumnezeu, cum spune Biblia, vorbirea noastră începe să fie virusată. Ați observat? Cum stai o săptămână fără Biblie, deja se simte. Mi-aduc aminte că eram studenți și se simțea că nu citeam Biblia 2-3 zile, chiar aveam o vorbă, mai ales că soția mea este aici cu mine astăzi, și ea îmi spunea, zice, cred că trebuie să te duci să vorbești puțin cu Domnul. Zic, dar de unde ți-ai dat seama? Ești cam irascibil azi. Se simte că nu stai în cuvânt. Așa e? Se simte când mintea ta nu este stăpânită de cuvântul lui Dumnezeu. Se simte pentru că gândul este dat în fapte. Odată ce îl gândești, o să începi să-l vorbești. Biblia spune în Proverbe, cum gândește omul aceea, el este. De asta dacă gândești Hristos, vorbești Hristos. Gândești lume, vorbești lume. E simplu. Pavel ne spune, e posibil oameni buni să fiți curați în vorbire, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Dați-mi voi să vă spun că știu cum e cu stricăciunea. Lumea zace în cel rău și se strică din ce în ce mai mult. Noi ca biserică n-ar trebui să încercăm să salvăm lumea, pentru că nu putem. Știi ce înseamnă să salvezi lumea? E ca și cum ai lua o banană de la piață sau un măr și ai pune în frigider. Știi cât o salvezi? 3 zile, 4. El deja a intrat, din momentul în care l-ai rupt din pom, a intrat într-un proces de stricăciune. Omenirea este într-un proces de stricăciune. Spunea un păstor, zicea că biserica e ca frigiderul lui Dumnezeu. Îi aducem în biserică și sperăm să nu se strice. Nu asta e soluția. Soluția e ca să ne naștem din nou. Amin. Soluția e ca să ne naștem din nou și să începem să trăim gândirea aia cerească, vorbirea cerească și să trecem la fapte cerești. Amin? Amin. Deci nu ne ajunge doar să păstrăm credința pe cale, dar trebuie să fim și curați în vorbire. Spune vecinului, fii curat în vorbire. Fii curat în vorbire, frate Loți, fii curat în vorbire. Amen. Al treilea lucru, ca să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, este să fim curați în fapte. Știu că e o provocare. Filipeni 2:12, citesc din nou, astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, amin, am spus și atunci prima dată, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. E important să înțelegem că Biblia nu e o carte informativă. Biblia este o carte a deciziilor. Dacă citești de la un capăt la altul, Biblia vorbește despre decizii. Decizii care au dus pe oameni fie spre Dumnezeu, fie departe de Dumnezeu. Da? Decizii. Iona a fost un om care a luat o decizie să fugă de Dumnezeu. Iosif a fugit de poftele tinereții și a fugit spre Dumnezeu. A fugit de potifăreasă. Vestul totul este o decizie. Iacov, ce a făcut? Iacov a înșelat pe fratele lui, a luat o decizie. Și ce a făcut mama lui? Cum o chema? Ce a făcut? Pe mine să cadă. Și ce a făcut? Iacov n-a mai găsit-o în viață pentru că a murit. Vestul i-a luat o decizie să se autoblesteme. Aveți grijă ce faceți cu gura voastră și cu faptele voastre. Mă, lasă-mă că eu așa sunt din tată, în mamă, noi ne îmbolnăvim și avem boala asta. Dar de ce spui asta? Tu trebuie să ai o vorbire curată și o gândire curată și un fapt curat, să acționezi curat. Pavel spune, comportamentul vostru trebuie să fie aliniat Scripturii. Amin. Dar de ce tot timpul zici de copilul tău, așa e el, mai sensibil, mai, dar de ce trebuie să spui așa? Eu am fost în Israel, fraților, surorilor, și am văzut cum evreii vorbeau aia cu perciuni cu copiii lor. Când strigau copiii pe străzi, ba, ba, ba!
Se întorceau și spuneau doctorașul lui tata, binecuvântatul lui tata, inginerul lui tata, arhitectul lui tata. N-am auzit evrei să zică la copiilor, băi, bălămidă, băi, urzică. Nu, ei cred în puterea binecuvântării. Eu zic că e momentul ca noi, ca și biserică, să începem să vorbim cuvintele lui Hristos. Pentru că Biblia ne spune, vorbiți cuvintele lui Dumnezeu, amin? Și treceți la faptele lui Dumnezeu. Este o decizie să mergem până la capăt, așa cum spune Scriptura. Mulți dintre cei care s-au întors la Domnul cu mine, nu mai sunt. Și m-a întrebat cineva, mă, dar ce crezi tu că ești așa special și tare? Și am zis, nu sunt nici special, nu sunt nici tare. Dar am învățat un secret din Ioan, capitolul 15. Cine rămâne în mine și în cine rămân cuvintele mele, va aduce multă roadă. Tatăl va fi glorificat și voi veți fi astfel ucenicii mei. Atunci primești calificativul de ucenic. Nu minunile te fac ucenic. Nici faptul că știi să dai prorocii pe bandă rulantă, aia nu te fac ucenic. Darurile vorbesc despre el, nu despre tine. Roada vorbește despre tine. De asta Pavel, apostolul, ne zice, oameni buni, fiți curați în fapte. Duceți până la capăt cu frică și cu tremur. Cu alte cuvinte, cu responsabilitate, mântuirea voastră. Nu vă jucați, azi pocăit, mâine nepocăit, azi cu Domnul, mâine nu-s cu Domnul, astăzi 10-1 la fotbal, că te-ai enervat, odată eram la o biserică și m-am uitat la un meci de fotbal și mi-a dat unul la picioare, mai greu așa, de atunci nici nu mai joc. M-a lovit la picioare, era să spună și un porumbel pe gură și la un moment dat, la sfârșit, după dușul, după sandwich-ul, hai la grătar, hai la bine să prezinte, zice, salut, eu sunt Gigi și sunt diaconul bisericii. Știți că la fotbal se vede natura omului cu adevărat. Dacă vrei să știi, spunea un păstor, un lider al bisericii Domnului, dacă vrei să știi cine e un om cu adevărat, dă-i trei lucruri. Dă-i bani, dă-i putere și dă-i oameni pe mână. Și felul cum se va comporta cu astea trei lucruri, îți dai seama ce fel de caracter e. Bă, oricât ar fi fotbalul de fain, eu am jucat fotbal pentru că am fost să născut la Iași, dar am făcut școală în Craiova, nu cred că fotbalul e un sport în care trebuie să rup picioarele oamenilor. Adică oricât ar fi ambiția ta de mare să câștigi, Biblia zice, eu să mă micșorez. Fratele ăla numai micșorare nu a avut, că mi-o vineți tibile, nu mai puteam, mergeam și eu. Dar Domnul să aibă milă și de el și de mine. Biblia ne cheamă, până la urmă, să umblăm în fapte bune, pregătite dinainte de Dumnezeu. Și întrebarea mea este, tu le vânezi faptele alea bune? Le vânezi sau vânezi doar greșelile oamenilor? Ești doar cu critica constructivă sau ești cu binecuvântarea? Era o mamă în America și fiul ei era în droguri, era într-o trupă de hard rock. Și mama asta era plină de Duhul Sfânt și se ruga și femeile la biserică spuneau, nu mai te ruga că nu se mai pocăiește ăsta dracul ăla. Zice, ăsta nu se mai întoarce veci la Dumnezeu, uite-l că e drogat, uite-l că el cântă hard rock și mama sa zice, copilul meu va fi un om binecuvântat, copilul meu va fi un predicator al lui Dumnezeu. Ăștia când au zis, Doamne, bă, zice, săraca, dați-i pastilele lui ăsta. Asta săraca din durere spune că copilul meu să fie un predicator. Dați-i, rugați-vă pentru ea. Și ea tot binecuvânta și tot se ruga și prin faptele ei modela un stil de viață credibil și o mărturie autentică. Și știți ce s-a întâmplat? Într-un târziu, copilul ei a avut un accident și în accidentul ăla a strigat la Domnul. Doamne, izbăvește-mă, pentru că știu că mama se roagă pentru mine. Și se gândea numai la ea. Cum să o dezamăgesc eu pe mama că i-am promis că rămân în viață? Și Domnul i-a zis, îți dau încă o șansă ca să fie o mărturie bună. Și omul a devenit un predicator al lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu lucrează, dar știi cum lucrează? Când tu și mărturia ta e autentică. Când copiii tăi văd modelul lui Hristos la tine, atunci e credibil și pentru ei. Amin? De asta Pavel ne spune, modelați și voi modelul. Umblați pe urmele mele, că și eu umblu pe urmele lui Hristos. Am avut credință pe cale, curat în vorbire, curat în fapte. Să fie vecinul noi curat în fapte. Domnul să-ți ajute să mergi în toate faptele bune pregătite înainte. Amin? Doamne ajută. Amin. Curat în fapte bune. Ce ziceți de bucurie în suferință? Filipeni 1:29 ne arată o parte a procesului prin care noi suntem chemați să și suferim pentru el. Acum sunt multe evanghelii din astea care propovăduiesc numai binele și altele numai rău. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu dă și binecuvântare, dar nu suntem scutiți de suferință, că suntem pe pământ. Corect? Și asta e parte din procesul nostru de maturizare. Și Biblia spune simplu, în 1 Petru 1, de la 6 la 7, bucurați-vă chiar dacă sunteți întristați pentru puțină vreme, pentru că încercarea credinței voastre produce răbdare.
Dă-mi voi să spun că rugăciunea aia, Doamne, dă-mi răbdare, nu-i biblică. Te-ai rugat vreodată așa? Fii sincer. M-a rugat și eu. Și Duhul Sfânt m-a trimis la Petru Jasănică. Rugăciunea, Doamne, dă-mi răbdare, când mă rogi așa ceva, e periculos. Pentru că eu automat trimit un proces de modelare pentru tine și îți încerc credința. Pentru că răbdarea este un produs al încercării credinței, al testului credinței tale. Răbdarea nu vine, uite-mă, puțină răbdare. Ar fi ușor. Domnul Hristos cum a învățat ascultarea? Prin? Suferință. Prin suferință. Vezi, suferința este un test. Mi-aduc aminte când eram sărac lipit pământului, când m-a dat tata afară din casă și am ajuns la metrou Mihai Bravo în București. Dormeam acolo, n-aveam unde să mă duc. Și Dumnezeu mi-a spus un lucru. Poți să te victimizezi sau poți să iei chitara și Biblia și să începi să predici și să evanghelizezi. Două lucruri. Pentru că încercarea asta e un test al credinței tale. Încercarea asta nu vrea să te... Cum să zic, Dumnezeu n-a permis încercarea să te omoare. Încercarea este acolo să te formeze. Amin? Să te curățe și să ieși și mai tare, să fii plin de răbdare. Îmi place foarte, foarte, foarte mult cum spune Iacov acolo, încercarea credinței voastre produce răbdare. Iacov 1 de la 2 la 4. Încercarea credinței voastre produce răbdare. Iată că după ce vine credința și o pui în tine, credința aia este testată. Vă aduceți aminte că Domnul Hristos a fost umplut de Duhul Sfânt și a fost condus de Duhul în pustie. Dar spune Scriptura, după ce s-a întors din pustie, s-a întors plin de puterea Duhului. Pentru că a fost testată credința lui și s-a întărit. A fost fier forjat după aia oțel. Slavă Domnului! Mă rog ca Dumnezeu să ne dea bucurie în suferință. Și bucuria asta în suferință este o decizie. De multe ori a trebuit să aleg să mă bucur și să aleg să laud pe Domnul acolo în circumstanțele unde eram. Și știi ce s-a întâmplat? Circumstanțele nu s-au schimbat peste noapte, dar inima mea s-a schimbat. Aleluia. Am început să am o inimă mulțumitoare, am început să fiu mai senin, să uitau oamenii la mine, dar ce-i cu tine? Zic, slavă Domnului, Domnul lucră. Bă, dar te văd zdrobit tare, zic, ce am auzit de tine, prin ce treci? Slavă Domnului, Domnul știe. Bă, da. Zice, nu știu, Dumnezeu s-a pus pata pe tine, nu știu ce are cu tine, că la mine e numai bine. Zice, numai binecuvântări. Zic, și la mine sunt tot binecuvântări, dar nu le vezi tu. O soră era bucuroasă la Baia Mare, la biserică, într-o dimineață și a întrebat o soră, te văd bucuroasă, cum a ajuns, a început să-i cânte Domnului și zic, ți-a mărit salariul, zice, va de unde? Nu, bine, mi l-a tăiat. Dar zice, omul doar mă plătește, Dumnezeu mă răsplătește, Dumnezeu e sursa mea. Și de ce să plâng că mi-o tăia salariul? Zice, sursa mea e Hristos, sursa mea e Dumnezeu. Amin? El înmulțește lucrurile care le am. Ce atitudine frumoasă! Bucurie în suferință. Nu știu, cred că unii dintre noi aici, în biserică, ne-am cam uitat zâmbetul. Nu prea suntem credibili pentru ăștia din lume. Știi de ce? Când te văd, ăștia zic, bă, săracii de ăștia, pocăiții, hai mă să-i încurajăm. Eu personal știu în pandemie, oameni creștini, copii ai Domnului care s-au închis în casă și veneau vecinii din lume să le bată la ușă, să-i încurajeze, să le ducă pastile, să le ducă apă, să le ducă sandwich-uri. Ceea ce trebuia să fie invers. Știi de ce? Pentru că oamenii, copiii Domnului și-au pierdut bucuria în suferință. Au luat suferința ca pe un inamic. Nu, suferința este prietenul tău cel mai bun. Crede-mă. Dumnezeu te trece pe acolo, te învață, te duci mai departe. Nimeni nu zice să rămâi acolo, eu nu predic asta. Nu rămâne în valea umbrei morții, nu rămâne în valea lacrimilor. Cântă o cântare de laudă și mergi mai departe cu Domnul. Amin? Amin. Dar responsabilitatea noastră nu-i doar să rămânem cu credință pe cale, nu-i doar curați în vorbire, curați în fapte, dar și să avem bucurie în suferință. Pentru că atunci când unul care te vede că suferi și totuși ești mulțumitor, Domnul îi zice, mă, ăsta are ceva. Ăsta e legat de cer. Ăsta e legat de cer. 5. Luptă pe cale. Există luptă pe cale, da sau nu? Ar fi frumos ca să fie de la capăt la un capăt, de la naștere până la moarte, numai lucruri frumoase. Să meargă toate bine, toate roz, să nu te deranjeze nimic, să nu-ți intre niciun spin în deget, să n-ai nicio sinuzită, nicio durere de cervical, să nu te doară cioantele, cum zic ăștia la noi acolo, Maramureș, cum ziceau, frate, să ni cum ești cu cioantele, zic, bine. Simt să zice că se schimbă vremea. Da, zic, cu dreptul 3 zile înainte de să face cald și cu stângul 3 zile înainte de să plouă. Dar zic, eu binecuvântare. Eu n-am nevoie de vreme, n-am nevoie de preconizări. Zice, ești și tu meteosensibil. Luptă pe cale, Efeseni 6, 11. O altă parte a procesului nostru de colaborare sau de lucru împreună cu Dumnezeu este lupta spirituală.
Ia să vedem ce spune aici. Citim împreună. Spune cumva că Dumnezeu o să ne îmbrace cu toată armătura? Ce spune? Îmbrăcați-vă cu toată, citim împreună, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Punct. Eu știți cum eram primul an când m-am întors la Dumnezeu? Domnul Iisuse, ajutor, ajutor, diavolul, diavolul, diavolul! Până într-o zi când m-am întors din Suedia, eram 1998, trecuseră câțiva ani și eram la 5 dimineața și am început să fiu atacat de diavol. Cu depresie, cu supărare, cu deznădejde, bă, nimic bun nu se întâmplă în viața mea, cu. Lucrasem o lună jumate pe două sandwich-uri și două bilete de autobuz, o lună jumate am lucrat la cineva. Și Doamne, cu mine nimic bun și diavolul, și Doamne ajută-mă, ajută-mă, și ce a zis Dumnezeu, nu să nică, scoate sabia că ți-e cam ruginită. Îmbracă-te cu toată armătura, scoate sabia și începe să dai, pentru că sabia este și de apărare și de lovire. E o unealtă, da, un instrument, o unealtă de bătălie a creștinului. Prea mulți dintre noi, frate, dă diavol, dar tu ce faci? Tu de ce nu dai? Dumnezeu ți-a dat sabia cuvântului și când am luat sabia și am început să proclam, Domnul este cu mine, Domnul mă întărește, Domnul mă binecuvântează, eu sunt cap și nu coadă, Dumnezeu este de partea mea, eu mă ridic în numele Domnului. După vreo 5 minute liniște, nu mai era pe acolo niciun demon. Știi de ce? Pentru că în sfârșit scosesem sabia cuvântului, nu că eram eu tare. Am scos sabia cuvântului și am folosit-o. Suntem prea mulți care vorbim despre Scriptură și nu folosim Scriptura în acțiunile noastre zilnice. Amin? Amin. Dumnezeu te cheamă să te îmbraci cu toată armătura și să iei sabia. Când îți vezi copilul bătut, când îți vezi soția în depresie, nu sta și te uiți la Champions League. Pune mâna pe ea și zi, vină încoace, iubita vieții mele, să mă rog pentru tine. Tu ești binecuvântată de Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu să te umple. Puterea lui Dumnezeu să... Eu așa fac. Eu așa fac. Când văd străinul ca la grădina Eden că vine lângă soția mea, imediat am apărut în zonă. Nu-l las pe diavolul să vorbească cu ea. De unde ți-au venit gândurile astea? Asta e prima mea întrebare. Și ea mă întreabă la fel pe mine. De unde au venit gândurile astea? Care este sursa lor? Nu știu dacă o să mai trăiesc. Care este sursa lor? Nu știu dacă o să mai reușesc. De unde ai auzit gândul ăsta? A vorbit străinul cu tine. Ia sabia cuvântului și taie jos brațul lui în numele lui Iisus Hristos. Amin. Pentru că noi suntem chemași la luptă spirituală. Este luptă pe cale. Nimeni nu zice că pe calea credinței o să te pună frații într-o limuzină și o să fie totul bine, o să fie ca pe norișori. Nu, este luptă pe cale. Amin? Amin? Vezi copiii care plâng, vezi tinerii care sunt pierduți fără Dumnezeu. Fă ceva! Du-te și vestește-le Evanghelia. Eu sunt astăzi aici pentru că unul a avut curaj să intre într-un cartier rău famat din Craiova. A venit la noi și ne-a spus... Tu poți să ai o altfel de viață. Exact așa am întins mâna spre mine. Și eu am zis, eu? Cred că glumești. Există o altfel de viață? Și atât a fost de ajuns ca să îmi aprindă ceva aici. Și a mai venit și a doua zi și a treia zi și tot așa. Este luptă pe cale. Nu-ți lăsa copiii în mâinile diavolului. Nu-ți lăsa părinții în mâinile diavolului. Luptă-te! Eu m-am rugat 28 de ani pentru tatăl meu, care l-a refuzat pe Domnul Iisus până în ultima vreme, dar eu mi-am făcut parte, am fost împreună lucrător cu Dumnezeu. L-am vizitat, l-am iubit, l-am binecuvântat, am fost acolo lângă el. Că el nu a răspuns, e altă treabă. În lacrimi l-am întrebat pe Domnul, de ce, Doamne? M-am rugat pentru atâți oameni și s-au întors, m-am rugat pentru atâți oameni și mâna ta bună i-a vindecat. De ce tatăl meu nu? Și știi ce mi-a spus Domnul? Sănică, tu ți-ai făcut partea, ai vestit Evanghelia. La unii este pentru mântuire, la alții pentru mărturie. Tu ți-ai făcut parte, ai fost împreună lucrător cu Dumnezeu. Fii împreună lucrător cu Dumnezeu. Să știi că este luptă pe cale, nu-i ușor. Ești tânăr, ești tânără. O să ai ispite, o să ai bătălii. O să vină, vedeți, tinerii sunt foarte atacați acum. Se spune că procentul tinerilor care practică acum și să ducă spre sinucidere crește enorm. Spitalele de oameni cu probleme de depresie au crescut în România. Știți de ce? Pentru că noi, ca și copiii de Dumnezeu, nu ne facem treaba. Cum l-ai prins pe vecinul? Vecină, stai puțin, că am să zic ceva. Ai văzut știrile? Da, e jale. Dar avem o nădejde din Hristos. Amin, amin. Și ai plantat sămânța. Ești la pompă, la motorină. Cum l-ai prins? I-ai spus. Eram odată la pompă, la motorină. Și erau atâta de triști. Eram acolo în Vâlcea. Vâlcea este parte din Oltenia, un teritoriu întunecat. În 15 ani de zile nu s-a întors un singur om la Dumnezeu după statisticile păstorilor din Oltenia. 5 județe, 2 milioane jumate de locuitori. Și erau triști ăștia toți trei. Intru acolo în benzinărie, zic, da, ce s-a întâmplat? S-au necat corăbile. Știi cum e pe pământ, cum e viața? Zic, știu. Sunt bătălii.
sunt lucruri care nu ne plac, sunt lucruri care vin peste noi, dar știi ce? Hai să privim în sus, că acolo nu e aglomerație. Dumnezeu e încă Dumnezeu pe tron. Să uite, stă la mine. Păi zice, să știi că chiar mi-ai făcut ziua mai bună. Prietena lui sau colega lui acolo la fel era. Erau toți praf, nu știu, le dea să șeful salariu, nu știu ce. După ce am plecat de acolo, mi-a făcut cu mâna. Să mai treci pe la noi. Ne-ai făcut ziua mai bună, ai o aură așa deosebită, să mai treci pe la noi, să mai vii. Este luptă pe cale, trebuie să te lupți pe toate fronturile, în educație, în lucru, în muncă, în mărturie, în credință. Luptă-te și nu te lăsa! Luptă-te lupta cea bună a credinței. Nu te lăsa! Și dacă n-ai credință, am o veste bună, credința vine. Dar știi cum? Nu prin știri. Nu prin cărțulii despre Dumnezeu, prin auzirea Cuvântului Lui Hristos. Îți încarci bateria și după aia te pui la luptă spirituală, la bătălie și la rugăciune. Amin? Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Luptă, lupta cea bună a credinței. Spune, soră, spune la sora de lume. Spuneți, frate, spune. Luptă, lupta cea bună a credinței. Îmi place că frații de la Salou aici sunt foarte activi, activați de Duhul Sfânt. Amin? Amin. Și mai este un punct, biruință pe cale. După toate astea, da? După credință pe cale, curat în vorbire, curat în fapte, bucurie în suferință, luptă pe cale, vine și biruința pe cale. Pentru că Dumnezeu, până la urmă, este un Dumnezeu biruitor și atot puternic. Amin? Și împreună cu El suntem mai mult decât biruitori, chiar și atunci când luăm apă la bord. Încă suntem mai mult decât biruitori, că El poate să întindă mâna să ne pună deasupra apelor. Amin? Biblia spune în Romani 8:37 că noi suntem mai mult decât biruitori. Și am învățat ceva cu Domnul. Unde Domnul îți dă de lucru, îți dă și harul să faci lucrul ăla. Amin. Întotdeauna. Unde Domnul îți dă de lucru, în împărăție îți dă și harul. Dacă ți-a dat copii, îți va da harul să-i crești. Dacă ți-a dat mulți nepoți, îți va da să fie acum la Alba Iulia, la fratele Ghiț acolo și de fapt, unde e sora? Și acasă cu 11 nepoți. Așa am făcut. Câți? 11. Și zic, zice, are har. Zice, ea are un har. Unde Dumnezeu te cheamă să fii bunic, îți dă și harul. Dumnezeu te cheamă să fii în echipa de rugăciune, îți dă și harul. Te cheamă Dumnezeu să fii doctorant, da? Ca acest tânăr, felicitări, Domnul să te binecuvânteze, îți dă și harul. Te cheamă să fii un Barnaba aici, uite pe Barnaba, fă-ne cu mâna. Mi-a spus Duhul Domnului în timp ce te cântai că ești ca un Barnaba pentru generația asta, o să-i încurajezi, o să-i înflăcărezi. Îți dă și harul. Duhul Sfânt îți dă harul. Aleluia, Dumnezeu e bun. Dumnezeu e bun. E important să ne întoarcem la lucrurile noastre simple. Mi-aduc aminte o poveste cu privire la credință din seceta scoțiană. A fost o secetă cu mulți, mulți ani în urmă și la un moment dat un păstor, după 3 luni de zile de secetă, așa a simțit în boldul Duhului Sfânt să facă o declarație că eu, fraților, cred că vine ploaia. Dar n-avea nimeni curaj să spune asta. A spus așa mai șoptit, spera să nu audă nimeni. Și frații din sal, amin! Să duce acasă, mănâncă, să pregătește să meargă la programul de după masă, dă să iasă și ia Biblia și fetița aici, tati, dar unde te duci? Zice, la biserică. Dar nu ți-ai luat umbrela. Păi zice, la ce am nevoie de ea? Păi tu ai zis că crezi că Domnul va trimite ploaie. Așa este, fetița mea. Am greșit. Dă-mi umbrela. Și spune povestea că a mers, a început să predice primul punct, al doilea punct, al treilea punct și la concluzii, a început să vină ploaia. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ai credinței. Amin. Și oameni ai credinței nu înseamnă fanatici. Oameni ai credinței înseamnă oameni axați în cuvânt, axați în realitate, dar cu capul în cer. Amin? Amin. Picioarele pe pământ, dar capul nostru în cer. Sursa noastră, lumina, o primim de sus. Amin? Amin? Sursa o primim de sus, chiar dacă suntem axați în aici. Nu suntem schizofrenici, suntem, nu negăm realitatea, dar mă doare, mă mai doare, mă mai da. Dumnezeu îmi va da har să mă duc până la capăt. Până la capăt. Îmi plăcea o poveste și vreau să termin cu asta. Houston Taylor m-a impresionat foarte mult. El a fost părintele misiunii în China. El a plecat în China cu mulți, mulți, mulți ani în urmă. S-a tuns ca chinezii și a lăsat așa aici o coadă. Când erau ei, s-a îmbrăcat cu sarafan de la până sus acolo și a pierdut familia în pământul Chinei și a îngropat soția și a îngropat copiii. Și se spune că până să ajungă Houston Taylor în China, mergea cu corabia spre China și staționând zile, zile întregi, nu se mai vedea vântul, nu mai vedea vântul. Și capitanul a întrebat inginerii, oamenii cu știință, mă, ce putem face să ne mișcăm, că ni se termină și apa, și resursele, și mâncarea, și nu ne mișcăm deloc. Și la un moment dat, Houston Taylor stătea și citea cuvântul și aude o bătaie.
Intră capitanul și zice, am înțeles că dumneavoastră îl cunoașteți pe cel de sus. Zice Houston, da. Vreau să vă rog frumos ceva. Nu avem vânt de 3 săptămâni de zile. Ne coacem pe corabia asta aici. Vă rog din suflet, dacă îl cunoașteți pe cel de sus, spuneți-i să ne trimită vânt. Zice Houston Taylor, misionarul, aș putea face asta cu o condiție. Dacă tu, capitane, te duci să pregătești echipajul și setați direcția spre China. Zice, nu pot să fac asta, mă fac de râs, sunt un om cu logică, n-are niciun sens. Cum să pregătesc echipajul când nu bate vântul? Atunci Houston zice, îmi pare rău, nu te pot așa. Vă rog, vă rog, vă rog, fac orice. Vorbiți cu cel de sus. Capitanul pleacă, începe să pregătească echipajul, să auzeau strigăte pe bord acolo. Houston s-a pus în genunchi și a început să roage. După 4-5 minute, bătaie în ușă și să deschide ușa brusc. Houston era pe genunchi. Capitanul, vă rog frumos, domnule Houston, opriți-vă, avem vânt mai mult decât ne trebuie. Mulțumim celui de sus. Vestul, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu ar putea să le facă fără noi, dar nu vrem. S-a dus odată la Avram și a zis, vreau să creez o națiune. Mă poți ajuta? O, Doamne, facă-se voia Ta, nu voia mea. S-a dus odată la Iacov și a zis, Iacove, cum te cheamă pe tine? Doamne, sunt înșelător. Totuși, din Tine voi ridica un trib din care va veni această națiune. Doamne, facă-se voia Ta, nu voia mea. S-a dus la Pavel și a zis, Pavele, Pavele, vreau să te trimit să duci lumină neamurilor. Să nu-ți mai pierzi vremea cu persecuții. Doamne, facă-se voia Ta. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu? Da, sau nu? Barnaba, un om extraordinar al Dumnezeu, l-a luat de Apostolul Pavel după 14 ani, în care nu l-a băgat nimeni în seamă, 14 ani. Și a zis, vină cu mine. Tu ești cu adevărat un copil de Dumnezeu. Am văzut transformarea în viața ta. Știu că te numeai Saul. Dumnezeu ți-a schimbat numele. Vină cu mine. Și datorită lui Barnaba, îl avem astăzi pe Apostolul Pavel, care a scris 3 sfânturi din Noul Testament. Dacă omul ăsta nu i-ar fi acordat încredere, nu l-a luat să-l recomande. Pe câți oameni recomandă? L-a luat și l-a recomandat lui Petru și Iacov și Ioan și cred că s-a uitat. Petru și Iacov și Ioan la Pavel și a zis, hai, ce bătrâni ne-a dat ăsta. L-a omorât pe Ștefan, fratele nostru. Și acum ni-l aduce aici. Și îmi imaginez că Pavel cu capul plecat, fraților, facă-se voia lui, nu voia mea. Dacă mă trimiteți în fundul Asiei, să fac corturi acolo, mă duc. Și atunci ei și-au dat seama. Hei, Pavel, este împreună lucrător cu Dumnezeu, după ce le-ai răstorisit toate minunile care le-a făcut. Vreau să te provoc astăzi, să treci de la o viață searbădă și o viață plictisitoare la o viață împreună lucrător cu Dumnezeu. Amin. Ai 70 de ani, fantastic. Mai e mult de lucru. Eu îți spun ceva, nu-ți cumpăra încă sicriu, că n-ai nevoie de el. Du-te și cumpără făină, cumpără ulei, fă prăjituri pentru toată scara blocului și binecuvântează-i pe vecini. Sărbătorește pe Domnul, sărbătorește viața care ți-a dat-o. Prea mulți oameni sunt preocupați cu moartea zilele astea. Eu vă spun sincer, mă preocup să trăiesc pentru Iisus. N-am timp să mă gândesc la moarte. Înainte de pandemie, am avut o cădere fizică, corpul meu a cedat pentru că am neglijat somnul, vă spun sincer, și odihna pentru mine, somnul era opțional, am mers în misiune, mergeam câte 100.000 de kilometri pe an, nu mă gândeam la somn, am stat și 3 și 5 zile treaz, până într-o zi în care trupul meu a cedat. Și în timpurile alea, diavolul a început să mă atace cu gânduri de panică și de moarte, înainte de pandemie. Și știți ce a fost? O luptă și o zbatere până am ieșit din nou și m-a pus Dumnezeu deasupra apelor. Și am zis, Doamne, de ce mi-ai făcut asta? Și Domnul a zis, Sănică, aș vrea să zic că eu. Diavolul atunci, aș vrea să zic că el. El folosește doar prostia ta. Este lipsa ta de responsabilitate. Pentru că tu nu te-ai odihnit. Ai călcat legea odihnii. Vezi, tu ni le facem câteodată cu mâna noastră. Și după aia dăm vina pe diavolul și pe Dumnezeu. Diavolul e șiret, el folosește. Dacă te vede că ai picat, te lovește. Și în timpul ăla a venit un gând de moarte pe mine timp de câteva săptămâni care nu mai puteam să scap de el. Și m-am rugat Domnului și Și într-un târziu, Dumnezeu mi-a vorbit printr-un cuvânt care m-a eliberat, pentru că adevărul te face întotdeauna liber. Pentru că știa că îmi place povestea lui Ilie, m-a trimis la Ilie și mi-a zis, știu că ai citit-o, ai predicat, ne-am mai citești odată, dar cu atenție și încet.
Și primul verset spune așa. Când a voit, Domnul a luat pe Ilie la cer. Atâta de tare m-a întărit cuvântul ăla că m-am și ridicat din pat, am dat pătura jos, că tremuram, transpiram, aveam amețel, nu puteam să mănânc, o plumb de zile am mâncat doar iaurt și cartofi, era foarte, foarte greu, a fost o provocare. O cum până marea vieții din care Dumnezeu m-a scos și știi ce? Am început să laud pe Domnul, am început să cânt și am zis, Doamne, spune-mi ce vrei să fac și mă gândeam când zice, du-te în misiune, știi ce mi-a spus Domnul? Citește Scriptura, odihnește-te și apucă-te din nou de sport. Sport, zic, asta nu e foarte spiritual. Nu, nu, sănică, corpul tău are nevoie de tonus din nou. Te-ai gândit că Dumnezeu din cer ți-ar spune, postește mai mult, nu? Te-ai gândit că ți-ar spune, ascultă mai multe predici. Mi-a spus, apucă-te de sport. Dar nu uita, când a voit Domnul a luat pe Ilie la cer, așa că n-ai niciun motiv să trăiești cu frica de moarte. Pentru că spun, cu zilele noastre sunt scrise în cartea Lui. Amin? Amin. Când trebuie să plecăm, slavă Domnului, plecăm acasă, nu în altă parte. Dar până atunci, de ce să stau să trăiesc de 1000 de ori moartea aia care nici nu știu când o să fie, în loc să trăiesc viața care mi-a dat-o Hristos? De asta te provoc astăzi. Lasă-L pe Hristos să trăiască în tine. Fii împreună lucrător cu El. Spune-i Domnului, Doamne, eu asta e rugăciunea mea și a tine în sezonul ăsta. Arată-ne faptele bune care Tu deja le faci. Vrem să ne aliniem la ceva ce Tu deja faci. Nu vrem să începem noi să naștem Ismael. Vrem să ne aliniem ceva pentru că mâna Ta invizibilă lucrează în generația noastră azi. Ce faci Tu, Doamne, în Zalău? Unde miști Tu în Zalău? Care sunt oamenii care au nevoie? Luca 4:18 spune, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns. Ce m-a uns să fac? Să dorm? Să mă plâng, să mă victimizez, să aștept moartea? Nu! Duhul Domnului peste noi, să ce să vestesc săracilor Evanghelia? O vestești? O vestești? Ești împreună lucrător cu El? Să vindec pe cei cu inima zdrobită, l-ai adus la biserică. Mai întreb cum e inima lui? Am un prieten care de câte ori mă sună, mă întreabă, cum e inima ta? Pentru că a citit versetul, vindec-i pe cei cu inima zdrobită. Știi câți oameni merg pe stradă în fiecare zi pe lângă tine, prin Zalău și au inima zdrobită? Să vestesc ce? Eliberare robilor de război. Poți să-mi pui Luca 4:18, rog. Eliberare. Ce înseamnă asta? Că sunt foarte mulți dependenți astăzi. Și Domnul vrea să fie eliberați. Ia uitați acolo pentru cei Duhul Domnului. Aplicația mesajului de azi. Împreună lucrător cu El. Domnul Dumnezeul meu, spune acolo, Duhul Domnului este peste, hai să citim împreună. Duhul Domnului este peste mine. Pentru că m-a uns. Pentru ce? Care-i scop? Să vestesc săracilor Evanghelia. Asta e o categorie de oameni. 2. Să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Asta e altă categorie. 3. Robilor de război slobozire. Astea sunt dependenții. 4. Orbilor căpătarea vederii. Ăștia sunt cei fără viziune. Merg pe stradă în fiecare zi, dar nu știi. Ce fac încotro? Păi nu l-am mai văzut pe băiatul ăsta de ce ai și? Unde merge? Nici el nu știe. Dă-i viziune. Oprește-l și zic, tinere, am un cuvânt pentru tine. Și ultimul care? Să dau drumul celor apăsați. Faceți aminte de bătrânica aia cocoșată din Biblie. Domnul Hristos spunea că era legată de Satan. Aici e lucrarea demonică, lucrarea de eliberare. Avem treabă, oameni buni. Deci 5 categorii de oameni care sunt în inima lui Dumnezeu. Eu cred că avem treabă. Vreau să fiu împreună lucrător cu Domnul. Ești gata, Barnaba? Aleluia! Slăvit să fie Domnul. Sunteți gata? Amin. Doamne, trimite-mă în faptele bune pregătite dinainte, așa mă rog. Și dă-mi pe toți vrăjmași în mână să le fac bine. Credeți-mă că funcționează. Am mulți oameni care m-au rănit, care m-au nedreptățit de-a lungul anilor. Și știți ce se întâmplă acum? Dumnezeu mi-i dă pe toți în mână să le fac bine. Ce minunate, Domnul! Doamne, punem categoriile alea de oameni în inimă. Mai lasă puțin versetul, frate, luați-i. Chio s-o ne-am. Atâta știu să zic. Uită-te puțin la categoriile astea de oameni. Care ți se lipește de inimă? Să vestesc. Tu ești un vestitor, nu uita. Să tămăduiesc. Tu ești un tămăduitor prin Hristos. Domnul ți-a dat cuvinte să tămăduiești. Să propovăduiesc eliberare. Ești un eliberator. Să slobozești, să dai viziune orbilor. Și să dai drumul celor apăsați. Amin. Care îți vorbește? Unde crezi că poți fi partener cu Dumnezeu? Crezi că aveți treaba aici în Zalău? Credeți că e de lucru? 56.000 de locuitori, nu? Atât am citit. M-am rugat, mie îmi place să fac temele când merg în oraș. Mă uit cum îi zice, de unde e denumirea, să vă spun și de unde e denumirea, că am învățat-o.
este denumirea veche latină de la Silva sau Silva. De acolo vine, nu vine de la unguri, nu vine de la germani, ei l-au adaptat. Deci Silva, pentru că aici se numea Țara Silvaniei, așa au numit-o romanii, castrul roman. E foarte fain, adică Țara Pădurilor. Bă, ce fain, ce-mi place asta, cred că mai vin pe aici. Îmi place, Țara Pădurilor. Și am văzut că aveți și prune multe. Sper să faceți gem. Abia aștept să mănânc niște dulceață de asta de prune de la voi, să văd cum o faceți. Silvoiță, da? Maramureșenii să laudă că ei cei mai tare. Acum, dacă eu știu, nu știu cine sunt, dar vă spun că toți sunteți tari pe zona asta. Aveți inimi bune și mă rog ca inima noastră să fie un pământ bun pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Okay. Și cum ne-a predicat Apostolul Pavel prin 1 Corinteni, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu leneși, lucrători. Cineva m-a întrebat odată, bă frate, eu nu te înțeleg de ce alergi atât. Și am zis, sunt defect. Cum adică? Păi tatăl meu lucrează până acum și zice, eu de asemenea șomez, nu? Așa zice. Nu lucrez, bă, dacă tatăl lucrează, fiul lucrează, Duhul Sfânt lucrează, eu cum pot să stau? Trebuie să-mi fac partea, amin? Ești inginer, fă-ți partea. Fii lumină și sare acolo. Ești mamă, crește-ți copiii, nu trebuie să predici Evanghelia la amon. Crește-ți copiii, ai deja biserica ta. Ești bunică, crește-ți nepoții. Dumnezeu știe ce face prin bunici și mi-a spus odată. Mai dau o șansă familiei astea prin bunică, că mamă s-a luat scăpat. Ca bunica să-l imprenteze, să-l imprenteze sau bunicul cu Evanghelia împărăției. Ești bunică, nu-i lăsa. Arată-le bunătate. Arată-le pe Dumnezeu. Modelează-l pe Hristos. Doamne, vreau să fiu împreună lucrător cu Tine. Pentru că am înțeles azi că Tu nu vrei fără mine și eu nu pot fără Tine. Spune-i Domnule asta. Doamne, vreau să fiu împreună lucrător cu Tine. Amin. Pentru că am înțeles astăzi că Tu nu vrei fără mine. Tu cauți întotdeauna un om. Și eu nu pot fără Tine. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Și mă rog ca biserica Noul Legământ să fie o biserică împreună lucrătoare cu Dumnezeu. Amin. Încă gândiți-vă la categoriile alea de oameni. Vezi că Dumnezeu ți-i pune așa de la Duhul pe ăștia cu inima zdrobită în față, o să întâlnești mulți. O să vină și o să înceapă să-ți povestească și nu o să știi de ce-ți povestesc. Tu trebuie să ai medicamentul la tine. Slavă Domnului! Uite acolo, sora încurajare, mi-a spus Domnul, sora încurajare. Sora încurajare, Domnul să te binecuvânteze. Dumnezeu te face încurajare pentru generația ta. Speranță! Domnul mi-a spus că te cheamă speranță. Ce fain! Noi avem nume omenești date de părinți, dar credeți-mă, de multe ori Duhul Sfânt schimbă numele. Pentru că vrea să-ți dea o identitate nouă, amin? Când Dumnezeu spune că ești ca Estera, du-te și vezi ce a făcut Estera. Când Dumnezeu spune Barnaba, vezi ce a făcut Barnaba. A stat lângă apostol și a încurajat. A facilitat lucrarea, a fost împreună lucrător cu Dumnezeu. Au fi zis, Doamne Barnaba, fac voia Ta! Și îmi imaginez că Domnul spune, am un caz mai special, unul sau apă, sau nu. Doamne, acum dacă vrei să mă sacrific, poate mă omoară și pe mine sau mă duc, dacă Tu vrei mă duc. Mă duc, ok, Doamne. Ce fain e să ai frați mai mari. Amin? Amin. Căci, Doamne, Tu ești bun, căci în veac ține durarea și credincioșia Ta. Aleluia. Nu mă va părăsi. Doamne, Tu ești bun,